Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Ani grei de pușcărie pentru fostul deținut care și-a ucis soția cu sapa la scurt timp după ce a ieșit din penitenciar. Astfel, judecătoria Cimișlia l-a condamnat la 18 ani după gratii. Totul s-a întâmplat la data de 1 iunie, într-o localitate din raionul Cimișlia. Atunci, bărbatul în vârstă de 56 de ani, în urma unui conflict cu soția sa, i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu o sapă. Potrivit procurorilor, fiul victimei și-a descoperit mama, decedată, și a alertat poliția. Principalul suspect a fost soțul femeii, care tocmai venise acasă, după ce a fost condamnat pentru violență în familie. Bărbatul era beat atunci când și-ar fi atacat soția, după ce și-a dat seama că femeia nu mai dă de semne de viață. Ar fi ascuns cadavrul în iarbă și ar fi schimbat hainele. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Comrat, în termen de 15 zile. A răpit mașina de la poarta unui consătean pentru o tură prin localitate, însă călătoria nu a durat mult, izbind automobilul într-un gard. De asta s-a încumetat un tânăr de 19 ani din Hâncești, care din fericire nu s-a ales cu răni grave, în schimb cu dosar penal. Momentul când individul pierde controlul volanului și lovește cu putere împrejmuirea, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Accidentul s-a produs aseară pe un drum din localitatea Cărpineni, la scurt timp după ce tânărul de 19 ani ar fi furat un automobil de marca Toyota RAV4 de la poarta unei gospodării. Poliția susține că proprietarul e un bărbat de 47 de ani din aceeași localitate. Din imagini se vede că tânărul pierde controlul volanului într-o curbă periculoasă și, având viteză, se izbește violent în gard. Potrivit oamenilor legii, tânărul s-a ales doar cu o speritură zdravănă, dar și cu dosar penal. Tot ieri, polițiștii din Hâncești au fost sesizați de un bărbat de 41 de ani care s-a plâns că i-a dispărut automobilul de marca Volkswagen Golf, parcat lângă gospodărie. În scurt timp, oamenii legii au reținut suspectul, un tânăr de 23 de ani din aceeași localitate, iar automobilul a fost depistat abandonat în extravilanul localității Bujor. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru răpirea mijlocului de transport. Potrivit legii penale, dacă le va fi demonstrată vinovăția, cei doi tineri riscă amendă de până la 67.500 de lei, ori chiar până la 3 ani de închisoare, timp în care beneficiază de prezumția nevinovăției. Un adolescent de 14 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o Toyota, în timp ce conducea o motocicletă la Ialoveni. În urma impactului, minorul a fost transportat cu ambulanța la Centrul Mamei și Copilului din municipiul Chișinău. Contactați de TV8, medicii de acolo ne-au spus că viața adolescentului este în afara oricărui pericol. La internare acesta prezenta mai multe leziuni, o fractură de antebraț. I-a fost acordat toate îngrijirile necesare și a fost transferat pentru îngrijiri ulterioare în secție de neurochirurgie, unde s-a aflat și până la moment, în stare satisfăcătoare. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 18 pe un drum din orașul Ialoveni. Din imaginile surprinse de martori, la scurt timp după accident, se vede că motocicleta condusă de minor a fost grav avariată, iar lângă ea poate fi văzută și casca. La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 40 de ani, în timp ce conducea un autoturism de marca Toyota, efectuând manevra de virare spre stânga, preliminar nu a respectat prevederile regulamentului circulației rutiere, nu a cedat trecerea motociclistului de model Alfa condus de un copil de 13 ani. Urmare a impactului, minorul a fost transportat cu diverse traumatisme la Centrul Mamei și Copilului din municipiul Chișinău pentru îngrijiri medicale specializate. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit poliției, conducătorul auto, care se face vinovat de producerea accidentului, a fost testat la alcoolemie la fața locului, iar rezultatul a arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Consiliul Superior al Procurorilor a amânat astăzi ședința în care urma să se examineze dosarele depuse de candidații la funcția de procuror general. Asta după ce instituția nu a primit în termenul stabilit de lege mai multe avize consultative din partea instituțiilor de drept și le-a dat răgaz încă o săptămână să remită actele necesare. S-a ajuns la o concluzie de a amâna o singură dată ședința de examinare a admisibilității dosarelor și
a îndemna autoritățile de control a statului să remită în termenul solicitat avizele despre care spuneam anterior. De asta, chestiunea cu privire la admisibilitatea dosarelor în concurs va fi examinată în următoarea ședință a Consiliului Superior Procurorilor, care va avea loc săptămâna viitoare. De asta, apelul Consiliului este să ne mobilizăm. La concursul privind alegerea unui nou procuror general s-au înscris 6 candidați. Este vorba despre procurorii Ion Munteanu, Octavian Echimovski și Igor Demciucin, avocații Serghei Perju și Ilie Rotaru, dar și juristul Andrei Coca. CSP a cerut avize, dar și informații suplimentare despre candidați de la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate și Ministrul Afacerilor Interne. Candidații care vor rămâne în concurs vor fi invitați ulterior la un interviu, care va fi făcut public. 3 bărbați au fost reținuți în timp ce defrișau ilegal copaci dintr-o pădure din Chișinău. Poliția a fost anunțată de un trecător care a observat cum tinerii cărau lemnul într-un microbuz. Imediat oamenii legii au pornit în căutarea făptașilor. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 31 și 39 de ani au fost reținuți pe strada Pădurii, portbagajul automobilului fiind plin cu lemn proaspăt tăiat. Potrivit codului contravențional, tăierea ilegală a arborilor de către persoanele fizice se sancționează cu cel mult 15.000 de lei sau cu până la 60 de ore muncă neremunerată. Lemnul, dar și automobilul au fost ridicate până la finalizarea examinării cauzei. Prejudiciul urmează să fie evaluat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. A plecat de acasă acum 21 de zile și nu s-a mai întors. O adolescentă de 14 ani din localitatea Oxentia, raionul Dubăsari, este căutată de rude și familie. Poliția cere ajutorul cetățenilor. Oamenii legii susțin că minora a părăsit domiciliul la data de 9 ianuarie și până la moment nu se cunoaște locul aflării acesteia. Adolescenta are corpulență medie, păr blond și ochi căprui. În momentul plecării de acasă era îmbrăcată într-o geacă neagră, căciulă mov, blugi albaștri și încălțată în Adidas roz. Poliția informează că fata a mai abandonat anterior domiciliul. Persoanele care cunosc informații despre locul aflării acesteia sunt rugate să sune la 112. Pe mâna poliției au ajuns și 2 tineri din capitală care ar fi prădat cel puțin 10 automobile în doar 3 luni. Indivizii, ambii în vârstă de 24 de ani, dădeau lovitura pe timp de noapte și aveau roluri bine determinate. Unul spărgea geamurile mașinii, iar al doilea a furat tot ce-i cădea sub mână. În unele cazuri, indivizii foloseau și o armă de foc pentru a pătrunde în automobil. Potrivit poliției, bănuiții sunt originari din Anenii Noi și ar fi cauzat proprietarilor de automobile un prejudiciu estimat la 113.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în mașina cu care se deplasau aceștia, au fost depistate și ridicate hainele în care erau îmbrăcați în timpul săvârșirii infracțiunilor, dar și o parte din bunurile sustrase. La moment, ambii se află în arest pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru furt, iar pentru faptele comise riscă închisoare de până la 4 ani. Amintim că până la o decizie a instanței, aceștia se prezumă a fi nevinovați. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!